soacră, soacră, poamă, acră, este mit sau realitate? Realitate. De ce? Pentru că soacrele, de regulă, intră ușor în contradicție cu ginerii, au ele un caracter mai aparte, țin foarte mult la fata pe care a măritat-o și de aici acritura. Dumneavoastră ați avut probleme cu soacra? Întâmplător am fost foarte puțin căsătorit, iar în combinațiile mele, de regulă, cu soacrele m-am înțeles bine. Că sunt eu caracterial un om care înțeleg soacra. Soacră, soacră, poamă, acră? Da. Cred că e mit. De ce zici asta? Păi, mie îmi place de soacra mea. Iar din punctul tău de vedere? De la fel. De câtă vreme sunteți împreună? De un an și două luni. Și nu crezi că așa sunt ele la început? Nu, cred că sunt foarte ok. În general, mai puține soacre sunt de acord cu nurorile și nu prea am auzit cazuri să înțeleagă soacrele cu nurorile. Dumneavoastră sunteți soacră? Sunt. Și cum sunteți ca soacră? Nu știu. Încerc să... Eu am avut o experiență foarte urâtă cu soacra mea și am zis în momentul când copiii mei se vor căsători să nu fac ceea ce a făcut soacra mea. Pentru mine este un mit. Realitatea a dovedit exact contrariul. Cum este soacra dumneavoastră? Un om excelent. Sunt și două tipuri, una care se comportă cu tine ca și cum ai fi fata ei și una care se gândește că e copilul de acasă. Și că din cauza asta devin răutăcioase uneori? Da, pentru că au simțul acela de a domina ele și când văd că cineva vrea să le ia locul, se înfurie. Ca toate femeile, bineînțeles. Aveți o soacră? Da, normal. Și cum este? Când trebuie, este cum trebuie, ne mai și certăm, dar e ok în general. Dar de ce credeți că sunt atât de mulți oameni care se plâng de soacră? Că le bagă prea mult în seamă. Deci care ar fi soluția? Nu le bagi în seamă. Zici ca ele, faci ca tine. Ca și cu nevestele.